Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a demarat o campanie de conștientizare a romașcanilor referitor la blocarea centrului de primiri urgențe cu o serie de cazuri banale, unele menite să stârnească chiar hazul, dar care ajung în cea mai aglomerată secție a unității sanitare. Campania a demarat prin intermediul paginii de Facebook a unității sanitare, dar și prin intermediul mijloacelor media din municipiu. În doar 3 zile ale lunii februarie la CPU s-au prezentat pacienți care puteau foarte lejer să-și rezolve problemele minore de sănătate cu care au aglomerat totuși spitalul, la medicul de familie sau la unul dintre centrele de permanență din municipiu. În data de 17 februarie 2017 s-a prezentat în CPU o pacientă de sex feminin, într-adevăr, pentru rezolvarea unei foliculite la nivelul narei stângi. Acest caz, din punct de vedere al medicilor din CPU, nu este o urgență. Pacienta putea să se adreseze foarte bine medicului de familie sau unui centru de permanență. La fel, în data de 20 februarie s-a prezentat tot o persoană de sex feminin pentru rezolvarea unei arsuri interfesiere, eritem interfesier, iar în data de 22 februarie o pacientă cu observație spasmofilie, care s-a prezentat de fapt de drept nu era nicio criză de spasmofilie, spasmofilia fiind o carență de calciu, ci s-a prezentat pentru cearcăne. Revenim cu rugămintea ca populația orașului să se adreseze centrului de primiri urgență doar pentru strict urgențe și tot ce înseamnă non-urgență să se adreseze întâi medicului de familie, tocmai pentru ca medicii de familie să știe să îndrume fie spre centru de permanență sau fie spre centru de primiri urgențe. Romașcanii trebuie să știe că pentru rezolvarea acestor non-urgențe, spitalul alocă resurse umane importante și mai ales timp, cu riscul de a nu se putea dedica suficient urgențelor adevărate. Astfel, doar în cursul zilei de miercuri 22 februarie la CPU s-au prezentat 63 de pacienți în doar 7 ore, dintre care doar 6 cazuri au reprezentat cu adevărat urgențe majore. Este vorba de un accident vascular cerebral hemoragic cu prezența sângelui intracerebral, mult mediatizatul caz de șoc anafilactic cauzat de consumul unei felii de pizza, un hematom subdural post-traumatic, 2 accidente de mașină cu victime și un caz de bloc atrioventricular total, respectiv lipsa de transmitere a impulsurilor de la nivelul atriilor către ventriculi.